sistemul de sănătate la ora actuală este foarte prost. Nu poți să deschizi o ușă ca să nu dai școală. Dacă nu te primești, nu te bagă în seamă nimeni. Deci de la intrare până când ieși, te golezi de bani. Ați pățit dumneavoastră aceste lucruri? Da, am pățit aceste lucruri. Și cred că nu există om din țara asta să nu pățească așa sau din zona asta, de mai ales Deva aici. Deci numai cu bani. Am fost în luna decembrie chiar operat, la Timișoara, nu aici, și toată stima și constelația. Așa am nimerit față de alte dăți care a fost catastrofal, dar chiar am fost tratat extraordinar. Catastrofal în ce sens? Începând de la atitudine, medicamente, starea spitalului, a salonului ce te doare pe tine ca bolnav, dar de data asta am făcut, chiar am fost impresionat, nu am venit să cred că există așa ceva și acolo. La sistemul de sănătate, prima dată când ajungi la urgență, nu te bagă în seamă dacă ești mai în etate. Te întreabă câți ani ai. Dacă ai spus că ai peste 60, deja zice, păi ce mai vrei, domnule, la etatea asta? Ați pățit dumneavoastră? Nu, colegi de-a mei. Eu m-a ferit Dumnezeu până în prezent. N-am ajuns pe la spital, dar vă spun din ce spun care ajung. Nu îi tratează, îi tratează mai rău ca pe câinii aia de la canal de, cum îi spune, nu știu, salva sufletele noastre sau cam așa ceva. Vorbiți de care spital? Majoritatea. Nu dau nume. Nu mă deranjează nimic. Nu știu cum să zic. Ori de câte ori am fost la medic, am avut medic. Am medic de familie foarte bun și totdeauna mi-a dat un sfat bun și mi-a ajutat. Sunt mulțumită, să știți, și de medicul de familie sunt mulțumită. Am fost săptămâna asta la policlinică, bineînțeles că trebuie să mergi de noapte, să iei bilet, că nu știu cât consultă pe zi, dar am fost mulțumită, am fost drăguță. Ce înseamnă că trebuie să vă luați bilet de noapte? La ce oră? Păi soțul meu s-a dus la 6, nu știu la cât, că el s-a dus și mi-a luat bilet de ordine. Dacă nu, a doua zi. Și vi se pare normal așa? Păi nu mi se pare, că eu sunt, mai mă duc pe picioare, dar sunt oameni care sunt fără un picior sau, mă rog, bolnavi, mai grav. Și atunci, dacă n-are pe nimeni, ce face? Punctual nu pot să spun, dar cred că multe sunt care nu sunt în regulă. Pentru că, în primul rând, copilașii, ce am văzut la televizor, cu vaccinurile astea și cu medicamentele, e mare, mare dezastru. Atâția copii, stai aici, Vlad, atâția copii care ba n-au primit vaccin, ba s-a întâmplat cazuri de moarte chiar. Pentru asta este un lucru foarte neplăcut. Și cum credeți dumneavoastră că ar putea să se rezolve aceste probleme? Păi, ce să spun, că dacă cei din guvern nu se îngrijesc ca să avem medicamente la spital și să fie igiena, să fie curat. Ți-e groază să mergi la un doctor la spital pentru că nu știi ce poți să mai primești de acolo. Și atunci ne tratăm acasă cum putem și nu putem să ne adresăm la medici, pentru că nu avem siguranța de mâine că suntem tratați cum trebuie. Și pornirea este de sus. Nu mă deranjează nimica, n-am avut tangențe cu acest sistem. E ok. Sunteți mulțumită de... Da, de servicii, da, da, da. N-am avut probleme, m-am dus la privat. De ce ați ales să mergeți la privat? La stat este cu programare. Și dacă te doare ceva până îți vine programarea, că îți vine până la urmă. Ce faci? Ce faci, de exemplu, când te doare stomacul, ai o criză foarte mare, îți face un calmant. Mai te amână o lună jumate, stai că nu ți-a venit rândul. Deci e ok, dar dacă nu vrei să-ți faci tu ceva așa, că vrei să-ți faci niște analize și poți să aștepți, că nu te doare nimica și să vezi, așa, atunci aștepți și ți le fac. Dar dacă ai o problemă gravă și
trebuie făcută repede, nu. Asta e inconvenientul. Ionel Simion, din Uricani, are 55 de ani. Își spune în glumă fotbalistul. Spun că în glumă, deoarece mai întâi a rămas fără piciorul drept. Mai apoi fără stângul, iar anul trecut fără mâna dreaptă. Urcă și coboară de unul singur scările, de la etajul 4, însoțit de 3 maidanezi salvați de la moarte. E resemnat în fața sorții și îți spune că așa a vrut Dumnezeu să-i se întâmple, chiar și atunci când nu și-a putut face actele pentru a lua pensia de handicap. I s-a răspuns că noi vedem că nu ai picioare, însă ai acte doar pe unul. Nu dă vina pe sistemul medical. Ridică din umeri, spune că așa e la noi. Vocea Străzii vă prezintă un caz extrem al unui om care, după multă suferință, a mai avut și de luptat cu un sistem medical orb și șchiop, pentru care hârtiile sunt mai importante decât realitatea. Păi prima dată m-a început să mă doară piciorul. Piciorul drept. Nu mai suportam durerea, m-am dus la spital, m-a intrat, mi l-a tăiat bine. Cum adică nu vi l-a tăiat bine? Nu mi-a tăiat bine, că după ce m-a ieșterat din spital, mi s-a umplat piciorul, mi s-a roșit toate. Și apoi de voie să plec în spare. Acolo am suportat altă intervenție, altă operație. Mi-a deschis rana și mi-a tăiat piciorul din nou, mi-a îndreptat, mi-a tăiat și câși. Adică vi l-a mai tăiat odată? Da, da. Cam vreo 7-8 centimetri mi-a tăiat, că nu mi-a tăiat drept. Nu putea nici proteză să folosesc nimic. Unde vi l-au tăiat prima dată? În Tulcea. În Tulcea. Da. Și a doua oară vi l-au tăiat în Spania. În Spania, da. Și de la Tulcea nu mi-a dat nici foaie de ieșire. Și când a fost, când mi l-a tăiat și pe stângul, aici la Lupeni, am avut numai o singură foaie de ieșire. Și nu putea să fac pensie. Păi da, doctorii nu vedeau că n-aveți ambele picioare? Păi am văzut el, dar n-a putut să-mi dea și nu aveam voie nici la sfârșitor, fără ambele picioare. Așa v-au spus doctorii, că da. Chiar dacă v-au văzut că n-aveați ambele picioare, nu vă pot da nici pensie, nici nu puteți avea parte de însoțitor pentru că n-aveați acte pe niște picioare care se vedea clar că nu le aveți? Nu mi-a dat că n-aveam actul pe piciorul drept. Cum v-ați descurcat toți anii ăștia? Păi greu, dacă n-aveam pensie niciunul. Din noi, nici însoțitor, nu aveam greu. Umbla frate-mi pe păduri, după bunezi, după asta, ca să facă bani să nu... Eu să-mi descurcă și mai cât de cât. Anul trecut, în septembrie, mi s-a neglit unghiile, nu mai simțeam, aveam dureri. Așa, dintr-o dată? Da. În două săptămâni s-a dus. După 4 zile mi-a dat drumul. Dar nu mi-a dat foaia aia pentru tratament, adică dacă e nevoie să mă întorc la ei. Uitați că nici copcii nu mi-a scos ca lume. Mai am încă două copci aici, care nu mi le-au scos. Din neglijența lor. S-au grăbit să le scoată, sunt nici numai acasă și asta e jos. Păi și nu le-ați arătat? Păi dar n-a mai fost. A mai fost degeaba, mă, că e greu cu transport. Trebuie să cobor 4 etaje, cine mă coboară, cine mă urcă. E greu, la 4 etaje, e greu. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Ana Maria Nedelcov, bun găsit la Vocea Străzii. Și tema principală a emisiunii din această săptămână este legată de subiectul principal al săptămânalului Replica. Vorbim despre sistemul medical hunedorean între Doamne ferește și Doamne ajută. Replica a făcut un inventar succint al principalelor neajunsuri ale momentului pe care sistemul public de sănătate din județ le provoacă pacienților. Vorbim despre coada de la medicii speciali, despre lipsa vaccinurilor, despre asigurarea la stomatolog, precum și despre un caz extrem în care aberația depășește orice închipuire, caz pe care l-ați putut urmări la începutul emisiunii. Există însă și o alternativă care prinde contur, vine în întâmpinarea bolnavilor și aceasta este clinica privată, sistemul medical privat pe care tot mai mulți hunedoreni aleg să îl îmbrățișeze. Despre toate acestea, nu uitați, veți citi în ziarul Replica de săptămâna aceasta. Dar intenția noastră în această emisiune nu este de a înfiera medicii și un sistem întreg de sănătate, ci încercăm să căutăm soluții și să vorbim și cu cealaltă parte, cu medicii, despre neajunsurile
pe care le întâmpină și ei. Și vom vorbi despre toate aceste lucruri cu doamna doctor Rodica Avram, medic primar, interne și diabet la Spitalul Județean din Deva. Bună ziua, doamna doctor, mulțumim că ne-ați acceptat invitația și mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu pentru încrederea acordată. Ascult. Oamenii de pe stradă vorbesc despre nemulțumirile lor legate de sistemul medical. Ei se referă la timpii mari de așteptare, la faptul că sunt programați la stat cu lunile la analize. Vorbesc despre comportamentul medicilor. Se plâng că sunt obligați sau se simt obligați să dea șpăci. Însă care sunt și neajunsurile din meseria dumneavoastră? Pentru că îi ascultăm pe ei și mă gândesc că nici la dumneavoastră nu, lucrurile nu sunt pe roze în sistemul de sănătate, că vă confruntați cu o grămadă de probleme. Problemele sunt de multiple factori și ar trebui în primul rând să menționăm faptul că sistemul de sănătate este subfinanțat la ora actuală. De fapt, în lume nu cred că există un sistem de sănătate perfect organizat. Cu toții am văzut ce se întâmplă și în țările din vestul Europei și din Statele Unite. Unul dintre profesorii mei de suflet ne spunea în studenție că medicina este gratuită în România, dar are buget. Deci poate că populația ar trebui să înțeleagă, să conștientizeze în sfârșit că serviciile medicale implică costuri de multe ori foarte mari. Și bugetul Ministerului Sănătății nu este unul suficient ca să acopere toate dorințele populației. Cozile la care așteaptă pacienții noștri și timpii mari de așteptare pentru a ajunge la un medic specialist nu sunt apanajul medicinei românești. Peste tot în lume, ca să fii programat la un medic specialist durează între 2 săptămâni și 6 luni. Deci, pentru un pacient cronic sau un pacient care nu este o urgență, este un lucru obișnuit ca timpul de așteptare să fie suficient de lung până când medicul care a fost desemnat să poată să îl vadă, pentru că numărul pacienților este foarte mare. În România, oricum, există o penurie de medici. Știm cu toții că sunt foarte mulți medici tineri care pleacă în străinătate pentru că nu sunt motivați să rămână în țară și cea mai mare penurie de medici este în domeniul specialităților, unele dintre ele specialități de vârf. În plus de asta, cred că există o problemă foarte mare în educația sanitară a populației României și care cred că... În ce constă această problemă? În primul rând, în modul de abordare al bolilor. Pacienții nu sunt, sau mă rog, persoanele nu sunt obișnuite să meargă la medicul de familie, să acționeze preventiv pentru depistarea bolilor sau pentru a acționa în stadiile incipiente ale unor boli cronice. Medicii de familie sunt sufocați doar de prescrierea rețetei unor bolnavi cronici sau de afecțiunile acute, dar în ceea ce privește afecțiunile cronice incipiente, poate că de multe ori nu mai au timp să se ocupe de pacienți, dar nici pacienții nu se adresează. Suntem foarte des confruntați de situația de a lua contact în urgență cu cazuri care nu sunt de urgență și care sufocă sistemul UPU, pentru că oamenii nu s-au dus la medicul de familie din timp. Eu știu, au febră de o săptămână și vineri noaptea în urgență să ne spună lucrul acesta, dar în intervalul de peste săptămână nu au consultat niciodată medicul de familie. Pe de altă parte... Și cum pot fi făcut să înțeleagă că e mai bună prevenția decât să vii atunci când chiar nu mai poți? Păi în domeniul acesta ar trebui să se implice puțin mai mult statul și să existe emisiuni de educație în masă, poate chiar în școală să fie lecții pentru elevi în care să li se explice reguli de igienă, reguli de prevenție, pentru ca să nu ajungem ca peste jumătate din populația
României să fie hipertensivi sau foarte mulți cu diabet zaharat sau obezi. Deci aici cred că ar trebui acționat. Și în plus de aceasta, cred că foarte multe probleme pleacă de la stresul cotidian, de la gradul în care percepe fiecare persoană stresul și de la o alimentație dezechilibrată. Românii nu mai știu să mănânce sănătos. Se mănâncă excesiv de multă carne, care de multe ori este plină de hormoni sau produse din carne care sunt pline de adaosuri de euri, care sunt multe dintre ele toxice. Lumea nu mai mănâncă zarzavaturi, consumă produse de patiserie care sunt bogate în zaharuri rafinate și care de multe ori duc la obezitate sau la apariția diabetului, hipertensiunii și altor boli cronice. Aveți pacienți care au venit dumneavoastră, la dumneavoastră sunt diabetici, dumneavoastră le prescrieți tratamentul respectiv și mă gândesc că le spuneți și la ce alimente să renunțe, care le fac rău. Respectă? Siguranța. Câți dintre ei respectă? Cred că 10%. Doar 10%. Asta, mă rog, este o estimare subiectivă, dar dacă stai de vorbă cu fiecare, o să constați că e o abordare greșită. Și care e motivația lor? De ce nu se țin? Adică este vorba despre sănătatea lor și diabetul are niște efecte îngrozitoare. De multe ori, în glumă, discutam cu pacienții mei, i-am întrebat și acum de sărbători dacă au consumat dulciuri și, bineînțeles, că au recunoscut marea majoritate. Și i-am întrebat, bine, dar de Paști n-ați avut diabet? Considerați că zilele acelea au fost un rabat la dieta dumneavoastră? Este greu să înțeleagă că dieta este prima treaptă în tratamentul diabetului. Cum vedeți dumneavoastră toate poveștile acestea, toate știrile acestea legate de medici care apar în mass media, că au cerut atenții, că i-au obligat pe pacienți să dea mită, despre oameni care sunt convinși că nu te poți duce la un medic fără să-i dai ceva? Cine e de vină? Cel care cere, cel care dă? E o problemă și cu noi, ca popor, că avem, nu știu, în educația noastră, că trebuie să te duci cu plicul la cineva? Probabil că ține și de educația noastră ca popor, dar cred că foarte mult din aceste informații provin și din știrile care apar în mass media, care de cele mai multe ori reflectă doar aspectele negative ale sistemului sanitar. Foarte, foarte, foarte rar am văzut în media informații despre succesele medicilor, despre cum s-au rezolvat cazuri la limită sau despre cum a fost salvat un pacient. Și atunci, dacă zilnic la știri vezi doar evenimente negative, probabil că asta te influențează. Și eu cred că în orice meserie există oameni și oameni. Și sunt convinsă că marea majoritate a colegilor mei sunt oameni dedicați și, ca dovadă, sunt preocupați de starea de sănătate a populației, rămân peste program, consultă mai mulți pacienți decât ar fi în mod obligatoriu să consulte. Deci, părerea mea este că foarte multe din aceste percepții ale populației că trebuie să dea mită la doctor sau că nu sunt văzuți decât dacă dau mită, sunt niște percepții false. Da, și mai este și acel proverb care spune că orice pădure are și uscăturile ei și nu așa trebuie este. Să generalizăm. Și adevărat că poate este și o vină a noastră, a mass mediei, pentru că preponderent prezentăm... Da, eu înțeleg că e vorba de rating, negative. Da, și atunci sigur că doriți să prezentați chestiile cu impact mai mare în populație, dar părerea mea e că media ar trebui să susțină și corpul medical, pentru că observați că din ce în ce mai mulți medici pleacă în străinătate și cred că nu doar din cauza faptului că nu sunt motivați material, ci și din atitudinea deseori ostilă a populației. Suntem foarte des înjurați sau jigniți, fie la urgență, fie în ambulatoriu de specialitate, de oameni care nu au deloc dreptate în ceea ce spun. De foarte multe ori. Da.
Și cum rezolvați problemele? Adică mă gândesc, nu știu, că știți cât ați învățat, cât v-ați tocit coatele pe băncile școlilor și vine, nu știu, cineva care n-are pregătirea necesară, dar vrea ca acum să-i rezolvați problema. Și poate știe mai bine de pe Google ce are decât dumneavoastră care sunteți medic. Știți cum este? În societatea românească actuală un pic s-a pervertit nivelul valorilor sociale, nivelul valorilor morale și oamenii consideră că li se cuvine totul, dar nu au niciun fel de datorie, nici socială, nici morală și nici cetățenească. De foarte multe ori mi s-a întâmplat să-mi intre cineva în cabinet, să dea ușa de perete și să-mi spună mie, acum să-mi scrieți rețetă, că eu am tren la 12. Ori asta nu este o atitudine civilizată. Lucrăm cu programări la marea majoritate a cabinetelor, dar oamenii nu înțeleg că avem și noi niște limite umane. Nu poți să consulți mai mulți pacienți decât se poate, de pentru că... Cam câți pacienți trec pragul cabinetului dumneavoastră într-o lună, să spunem? Foarte mulți. Mult mai mulți decât ar fi permis, pentru că în specialitatea de diabet există un deficit foarte mare de medici, sau să zicem mai corect, de fapt, nu deficit de medici, ci un exces de pacienți. Și atunci, consultând doar 4 pe oră, cât este normativul Ministerului Sănătății, nu am putea să cuprindem nici jumătate din pacienți. Gândiți-vă că în județul Hunedoara sunt peste 23.000 de pacienți și suntem la ora actuală 9 medici, dar au fost ani de zile în care am funcționat în 3-4 medici pe județ. Deci este o... greu. Greu și, din păcate, pacienții nici nu văd eforturile pe care le facem noi. Dar ei mai sunt și cei care spun că noi plătim asigurări de sănătate, ne așteptăm, noi plătim la casa de asigurări de sănătate, ne așteptăm să găsim un serviciu. Ei n-au de unde să știe că sistemul este subfinanțat. Ei se gândesc că banii pe care ei plătesc lună de lună ar trebui să se găsească în serviciile pe care le primesc înapoi. Da, dar poate că ar fi nevoie să conștientizeze și cât costă aceste servicii. În momentul în care bolnavul este externat din spital, primește un decont în care este menționat cât costă ziua hotelieră în spital, care sunt costurile pentru investigațiile pe care le-a făcut pacientul, pentru tratamentul pe care l-a făcut pacientul. Sunt convinsă că toate ajung la coșul de gunoi și că nimeni nu realizează că, de fapt, pacientul nu trebuie să plătească, pentru că își plătește acele asigurări de sănătate, dar serviciile medicale au un anumit preț pe care spitalul îl primește pe urmă de la Casa de Asigurări de Sănătate în virtutea acestor servicii pe care le-a efectuat, și sunt situații în care banii pe care spitalul îi primește de la casă nu acoperă toate costurile pe care noi le-am avut cu pacientul. Păi și atunci ce se întâmplă? Cine decontează serviciile acelea în plus? Pentru că asta ar însemna, nu știu, să puneți o barieră când vă atingeți plafonul, exact, și să spuneți de aici până luna viitoare, când putem, nu deci, mai vine nimeni. Situația în județul Hunedoara este o situație specială prin faptul că există foarte multe spitale. Există un număr foarte mare de orașe, de municipii, comparativ cu celelalte județe din țară. Și în subsidiare există foarte multe spitale și atunci, bineînțeles, banii casei județene trebuie să se împartă la toate aceste spitale. În alte județe sunt maximum 3 spitale mari. Bine, nu vorbesc de clinicile universitare și de centrele universitare, dar cam asta este ponderea în celelalte județe. Și atunci, sigur că pentru noi care suntem un spital județean, practic o stație terminus în acest județ, de unde se adună toate cazurile grave din județ, impactul este mult mai mare, presiunea pentru internare este mult mai mare decât la celelalte spitale, pentru că aici vin toate cazurile grave din tot județul. Sunt unele specialități care se regăsesc doar în spitalul județean. Și atunci este pe undeva, consider eu, anormal ca să existe o limită, bine, din punctul meu de vedere, al medicului, sigur că din punctul de vedere al finanțiștilor,
trebuie să existe o limită. Dar noi ne confruntăm cu faptul că anumite cazuri care depășesc contractul care a fost stabilit la începutul anului cu casa de asigurări nu mai sunt finanțate. Și atunci spitalul trece acei bani la pierderi sau cum? Exact. Și se impută cui? A existat situații în care, nu știu, medici trebuie să plătească pentru că pe secția lui se internați mai mulți decât avea voie? Până la ora actuală nu, dar probabil că se va ajunge la lucrul acesta, dar noi pe de altă parte am depus un... Noi am depus un jurământ și noi ne facem meseria. Deci eu nu pot să-i spun bolnavului care vine în urgență, du-te acasă pentru că eu am terminat banii pe luna asta, este absurd. Și atunci, sigur că bumerangul este că în momentul în care bolnavul se internează, poate nu avem toate medicamentele în farmacie sau poate nu avem toți reactivii necesari ca să facem toate investigațiile. Sigur că noi ne străduim și conducerea spitalului face eforturi deosebite ca să existe minimum necesar pentru tot ceea ce trebuie să asigurăm pacienților noștri, dar sigur că peste tot în țară există disfuncționalități. Dar astea toate vin dintr-o neînțelegere a faptului că noi nu putem să lucrăm cu normă. Eu nu am de unde să știu că acum va veni o epidemie de, să zicem, rujeolă sau o epidemie de hepatită sau o viroză respiratorie cu alterarea stării generale, pneumonii. Deci nu poți să programezi urgențele care vor veni. Dar este sistemul medical românesc, un edorean pregătit pentru, nu știu, pentru a face față unei epidemii de rujeolă, să spunem? Nu cred că există un sistem medical în lume pregătit pentru o epidemie mare. Deci toate aceste lucruri se fac pe previziuni, pe istoric. Nu poți să fii niciodată pregătit pentru ceva care depășește normele uzuale. Cum faceți dumneavoastră criza aceasta a vaccinurilor? Sunt două tabere. Cei care nu vor vaccin, cei care vor vaccin. Și se ceartă, bineînțeles, în mediul online, acolo e războiul cel mai mare, care s-a mutat și pe televizoare. Cei din Ministerul Sănătății arată către personaje gen Olivia Ster, care, nu știu, vrea cu ceai de mușețel să rezolve toate problemele, dar în același timp Ministerul Sănătății nu are vaccinurile necesare pentru copii și așa apar tot felul de cazuri de îmbolnăviri și de copii care au și murit. Vedeți, problema este că în România toată lumea se pricepe la medicină, la modă, la fotbal. Nu cred că e cazul să ne informăm de pe Facebook, de pe internet și să ascultăm ce a spus eu știu ce vedetă de televiziune, pentru că nu este o persoană competentă în acest domeniu. Părerea mea este că trebuie ascultată părerea specialiștilor și avem, din fericire, foarte mulți specialiști în domeniu. De fapt, am și văzut la televizor zilele trecute pe domnul profesor Străinu Cercel, care și-a spus părerea în această privință, dar epidemia cu care noi ne confruntăm acum este urmarea unei proaste înțelegeri și a unei proaste gestionări a fenomenului vaccinărilor în ultimii 20 de ani. Atâta timp cât vaccinările s-au făcut după graficele vechi, pe care am și eu o vârstă și le-am prins și eu atunci când lucram la dispensar, n-am avut niciun fel de probleme. Au fost o mulțime de afecțiuni care au fost eradicate sau care au avut o evoluție foarte bună. Cazurile de rujeolă, de pojar, deci, care au apărut la persoanele vaccinate, au fost cazuri ușoare, fără complicații majore, dar în momentul în care ani de zile nu s-a vaccinat, dar nu s-a vaccinat că n-au vrut părinții, că n-au existat vaccinurile, că... În mare majoritate pentru că nu au vrut părinții, pentru că s-a dat, hai să zicem așa, liberul arbitru la părinți să hotărască ei pentru soarta copiilor, fără să li se explice că, de fapt, nevaccinarea va induce în timp la acest soi de epidemii. Din punctul nostru de vedere, ca medic, ca om, ar trebui să existe, nu știu, un pasaj în lege
în care un părinte care nu-și vaccinează copilul și refuză să-l vaccineze să fie cumva pedepsit, pentru că la urma urmei, ok, eu fac alegeri pentru mine și dacă eu nu vreau, eu adult, nu vreau să mă vaccinez, nu vreau să iau tratament și vreau să beau numai ceai de mentă, e problema mea. Dar în momentul în care eu hotărăsc pentru viața copilului meu, nu ar trebui să fiu pedepsit pentru că dacă nu l-am vaccinat s-a îmbolnăvit și Doamne ferește a murit? Mă, nu știu dacă chiar neapărat pedepsit, dar cred că problema pleacă de la faptul că nu există o informare corectă. Dacă acel părinte ar fi corect informat și ar înțelege care este pericolul pentru copilul său, eu sunt convinsă că ar face vaccinarea. Adică nu cred că există părinte care să vrea răul copilului său. Deci problema este informarea și cred că direcțiile de sănătate publică ar trebui să se implice mai mult și prin cabinetele medicilor de familie să informăm populația care este avantajul vaccinării în mai multe tipuri de afecțiuni. Poate că nu toate vaccinurile sunt obligatorii, dar noi am avut un calendar al vaccinurilor foarte, foarte bine pus la punct, ani de zile. Și acum de ce nu mai este? Păi după Revoluție toate lucrurile s-au relaxat și nu s-a mai făcut nici dispensarizarea cronicilor la medicul de familie, lucru care acum se reia, nu s-au mai făcut nici vaccinările, lucru care acum din nou se reia treptat. E foarte greu după 20 și ceva de ani să mai convingi părinții tineri că noi avem dreptate și nu eu știu ce informație de pe internet, care de cele mai multe ori este o informație falsă sau care îi agită sau îi bagă în panică. Vorbim și despre medici care pleacă în străinătate și sunt foarte mulți cei care, după ce au terminat școala, aleg să profeseze în altă parte. Cum am putea să-i ținem aici în țară? Dumneavoastră, de ce n-ați plecat? Ce vă face să fiți încă aici? Să vă spun sincer, aș fi plecat și eu. Dar când vă vine să plecați? Eu aș pleca și mâine, doar că mai am familie care nu este de aceeași părere cu mine. Sigur, acum glumim, dar nu cred că nici în vest nu sunt colacii pe garduri. Dar mirajul unui venit mai substanțial decât cel din România și mirajul unor condiții de muncă mult mai bune, cu aparatură modernă, cred că îi face pe cei tineri să viseze la spitale, așa cum văd la televizor în diverse seriale. Sigur că acolo e prezentată doar partea roz a problemei, dar cred că asta este o cauză, venitul medicului și faptul că la ora actuală medicul nu este respectat în societate potrivit pregătirii sale. Merită, din punctul nostru de vedere, a meritat să fiți medic în România, în Deva? Domnișoară, eu îmi fac meseria cu plăcere. Întotdeauna mi-a plăcut meseria asta, m-am hotărât să mă fac medic la vârsta de 9 ani și eu consider că în anumite profesii, în sănătate, în învățământ, eu știu, în domeniul cultelor, trebuie să ai chemare pentru meserie. Ce vă spuneți atunci când vă vine să plecați din țară? Ce vă enervează? Că trebuie să vă enerveze ceva. Păi te enervează de multe ori, eu știu, lipsa de colaborare a pacienților și uneori faptul că te jignesc gratuit, faptul că de multe ori faci același lucru repetitiv și nu observi rezultate și faptul că de multe ori ești confruntat cu lipsuri la nivelul sistemului medical și de multe ori nu ai acces la informații așa cum ar trebui. Spitalele din vestul Europei trimit obligatoriu medicii la specializări. Noi trebuie să ne plătim singuri toate specializările, să ne luăm concediu de odihnă. Avem dreptul doar la 5 zile pe an de pregătire profesională, ceea ce este absolut insuficient.
și taxele sunt serioase. Deci, pentru ca să ai acces online la o revistă de specialitate, trebuie să plătești minim 200-300 de euro pe an ca să participi la un... Evident. Dacă vrei să participi la un congres în străinătate, doar taxa de participare este 500 de euro, ne mai punând la socoteală transport, cazare și așa mai departe. Deci, cu salariile care au fost până acum, clar nu îți permiți să faci lucrul ăsta. Și în momentul în care obții o sponsorizare, ești arătat cu degetul și culpabilizat, ceea ce nu mi se pare corect, nu știu, pentru că așa e societatea românească. Pentru că oriunde în lume, medicii sunt sponsorizați pentru activitățile de formare profesională. Adică eu cred că toată lumea își dorește să aibă un medic mai bine pregătit decât să aibă un salar foarte mic și să stea toată ziua și să consulte bolnav de dimineața până seara, să fie frustrat. Dar v-am spus, la ora actuală în România puțin sistemul valorilor este pervertit. Cât de mult credeți că s-a implicat și a afectat politicul sistemul medical românesc? Mult mai mult decât ar fi permis. Mult mai mult decât ar fi permis. În străinătate există școli de management sanitar, foarte multe, de exemplu în Franța, un director de spital trebuie să, în marea majoritate a cazurilor, trebuie să aibă medicina la bază, după care face o școală suplimentară pentru management sanitar. La noi, ca în toate domeniile, politicul a fost cel care a dictat cine conduce un spital sau altul și atunci clar că și performanțele sistemului au fost în consecință. Și credeți că vom reuși vreodată să avem doar specialiști, doar profesioniști pe posturile de conducere sau vom merge, nu știu, încă 300 de ani cu politicul? Noi mai sperăm încă. Cum comentați dumneavoastră, am prezentat în ziarul Replica cazul unui domn care a rămas fără ambele picioare, a rămas fără o mână și la un moment dat el încerca să-și facă un dosar de pensie pentru el, de pensie pentru handicap și să mai facă și pensie de însoțitor pentru fratele lui care avea grijă de el. Și a ajuns la comisie care a spus, da, noi vedem că n-ai picioare, dar pe unul dintre picioare nu mai ai acte. Nu ai acte. Și atunci nu putem să îți facem pensie. Cum putem trece peste aberațiile astea și de ce preferăm să ne acoperim de acte din cap până în picioare și, nu știu, să vedem un caz care acesta este chiar extrem? Să știți că de foarte multe ori am fost confruntat, acum pentru că mă ocup și de pacienții cu diabet zaharat, de multe ori aceștia au complicații invalidante care necesită pensie de handicap. Și de foarte multe ori am constatat că pacienții nu știu unde să se adreseze și cum să se adreseze. Am citit și eu articolul în ziar și acum sigur nu am toate informațiile, dar am înțeles că una dintre amputații a fost făcută în Spania. Da. Deci clar pacientul nu a avut documente. Dacă s-ar fi adresat unui spital pentru o internare chiar și de zi să se facă un bilanț, ar fi avut documente, dar de multe ori nu știu să sau nu pot să înțeleagă care sunt pașii pe care îi urmează și atunci, frustrați fiind, blamează sistemul, dar de fapt sistemul nu are o vină. Sistemul trebuie să-și organizeze după anumite protocoale. Deci nu poți să faci un document de pensie de handicap doar așa că ai văzut bolnavul și ai scris două vorbe. Se face un dosar pentru care trebuie justificare. Sunt bani pe care statul îi plătește acelui pacient, deci normal că trebuie să fie o justificare. Doar că probabil nu a fost bine sfătuit sau el nu a înțeles care sunt demersurile care trebuie făcute. În final am înțeles că a reușit, dar probabil că dacă ar fi fost mai bine informat sau cineva l-ar fi ajutat, ar fi reușit mult mai repede. Dar faptul că sunt oameni care sunt chemați la aceste comisii an de an sau odată la nu știu cât timp, nu știu, să arate că ei au acel handicap ca să confirme, cum vi se pare? Că unui om nu-i cresc picioarele la loc, nu-i cresc mâinile? Bine, astea sunt lucruri care țin de sistem și cred că conducerea Ministerului
va lua măsuri pentru a ușura. Birocrația este în toate domeniile foarte stufoasă în România. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu dumneavoastră și vă mai aștept și cu altă ocazie, dacă mai doriți. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră. Ne vedem săptămâna viitoare, tot la televiziunea Info HD, de la ora 17:30. La revedere!